și în calitate de consilieri județeni în Consiliul Județean Cara Severin. Doresc să-i felicit pe cei care au fost aleși în funcțiile de consilier și președinte al Consiliului Județean, să vă urez succes în activitatea care urmează să o desfășurați și mulțumesc domnului prefect și întregului aparat tehnic pus la dispoziție de prefectură și Direcția de Statistică pentru sprijinul acordat în desfășurarea activității Biroului Electoral Județean de Circumscripție Cara Severin. Eu nu vă cunosc pe fiecare, o să vă strig numele și urmează să vin să vă aduc certificatele doveditoare. Domnul prefect, dacă vreți, veniți noastră. Eu nu știu care e procedura și... Domnul prefect, dacă vreți să spuneți... Spun și eu câteva cuvinte, nu știu exact care e procedura, că n-am stabilit-o înainte. Noroc că domnul Ionuț Gârtoi a fost inspirat și m-a invitat și pe mine ieri la evenimentul ăsta, dar una peste alta, mulțumim, îmi pare rău că nu sunt și colegii din structurile MAI care au depus eforturi serioase în momentul 9 iunie, ce a însemnat înainte de 9 iunie și ce a însemnat după 9 iunie. Le mulțumesc și eu, vreau să... Îi felicit pe toți aleșii județeni în frunte cu domnul deputat Silviu Urduzeu, ales președinte al Consiliului Județean de către județul Cara Severin, pe toți cei 30 de consilieri județeni, fiindcă atât ziua de astăzi, 19 iunie, cât și 9 iunie, apreciez eu că au fost momente importante pentru județul Cara Severin, pentru viitorul județului Cara Severin. Îmi doresc din tot sufletul ca imediat ce se instalează noul Consiliu Județean, după ce vor fi aleși cei doi vicepreședinți, comisiile permanente și toate organismele Consiliului Județean, îmi doresc din tot sufletul ca noul Consiliu Județean să lucreze altfel, să fie mai puțin scandal și mai multe rezultate. Eu vă urez tuturor mult succes, în special domnului președinte, fiindcă este mult de lucru în județul nostru. Mulțumesc! Deci o să vă strig în ordine. Urduzeu Florin Silviu, președinte și consilier județean. Popovici Ionuț Mihai. Rămânez membrului din Bej al PSD-ului. Nedelcea Constantin Flavius. La fel. Isaac Marius Adrian. Stuparul Mariana Gabriela. La fel. Crina Ioan. Felicitări și succes în activitate. Bona Mihai. Borchescu Elena. Prima doamnă. Bașan Viorel. Miloș Bogdan. Sârbu Clex Dan Ioan.
și multe reușite. David Izvernar Petru Valentin. Felicitări pentru alegeri și mult succes. Pascu Ionela Ancuța. Felicitări și numai realizări. Stoichescu Gheorghe. Felicitări pentru alegeri și mult succes. Dunca Romeo Dan. Reprezentantul PNL-ului din birou. Rădoi Ovidiu, Cojucariu Ioan, Brumar Vasile Liviu, Coșei Doru Sorin, Teodorescu Mircea, felicitări și mulțumesc! Quint Felicia, este? Chimigeriu Ovidiu Cristian, Lolea Viorel, Apostol Andrei, felicitări pentru alegerile și succes, felicitate. Bistrian Ovidiu Petru. Dacica Adrian Laurențiu, Iova Ilie Bebe, felicitări și mult succes în activitate. Să înțeleg că au prima oară acum în Consiliul Județean, da? Purea Paul. Nu, eu n-am votat cu aurul, să știți. Nu, aici am votat, dar la, numai pentru europarlamentare. Felicitări pentru alegere și succes în activitate. Țepurică Sandra. Felicitări pentru alegere și mult succes în activitate. Și ultimul, Crețan Sergiu Ionuț. Felicitări și succes în activitate. Am înmânat certificatele, vă doresc încă o dată la toată lumea succes în activitate. Și astăzi, Biroul Electoral Județean își încheie activitatea. Domnul președinte, dacă îmi permiteți și mie, în primul rând dați-mi voie să vă mulțumesc Biroul Electoral Județean, Instituției Prefectului, pentru organizarea alegerilor în județul Caraș-Severin. Cu siguranță au fost puțin atipice alegerile față de celelalte alegeri locale. Am avut de data aceasta și alegeri comasate cu europarlamentarele. Pe fond, procesul electoral s-a desfășurat bine în județul nostru. Mă bucur foarte mult că ați reușit să asigurați buletine de vot pentru toți cetățenii care erau înscriși fie în listele electorale permanente, fie în listele suplimentare, pentru că exista riscul să fie o mare problemă în unele localități din județul Caraș-Severin. Împreună cu instituția prefectului, cu grupul tehnic, cu salariații din MEAI, cei care au asigurat paza secțiilor de votare și care au intervenit de fiecare dată când li s-a solicitat ajutorul, cred că ceea ce s-a întâmplat în județul nostru au fost niște alegeri corecte
și încă o dată vă mulțumesc și vă felicit pentru organizarea acestor alegeri. Mai avem și alegeri prezidențiale și parlamentare. Sper și cred că se vor desfășura la fel, cel puțin la fel de bine. În încheiere aș vrea să le urez, să-i felicit pe cei care au fost aleși consilieri județeni și să le urez un succes în activitatea pe care o vor desfășura-o în cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin. Îi asigur că din partea mea va exista și respect și înțelegere, chiar dacă provenim de la partide politice diferite. Campania electorală s-a terminat. Sigur, o să primim mandatele undeva în luna octombrie. Poate până atunci ședințele de Consiliu și declarațiile nu vor fi mai calme, dar eu vă asigur pe cei care ați intrat în Consiliul Județean că atunci când vom începe împreună noua legislatură, lucrurile vor sta cu totul altfel. Încă o dată vă mulțumesc și felicitări tuturor celor care au fost aleși. Vă mulțumesc și eu în numele biroului pentru cuvintele frumoase și să sperăm că pe viitor vor fi alegeri mai, cumva mai simple și mai... Da, domnule președinte, foarte pe scurt, mă voi referi strict la perioada electorală. Apreciez foarte mult activitatea biroului electoral județean. Alegerile s-au desfășurat într-un mod corect, fără incidente majore. Felicitări și vă mulțumim. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, domnule președinte. De la AUR sau de la cine? De la Guvern. Sunt Daniel Surdu, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, reprezentant al Guvernului României și am fost candidat pe listele comune pentru europarlamentare. Vreau să le mulțumesc atât partenerilor de guvernare cât și colegilor pentru cum s-au comportat în această campanie electorală pentru europarlamentare și să mulțumesc tuturor oamenilor care au fost prezenți la vot în număr foarte mare și scorul care l-am obținut în Caraș-Severin este unul extraordinar. Sper în continuare ca lucrările în Consiliul Județean să revină la Constanța care a fost odată și cred că se vor face lucruri frumoase în Caraș-Severin în continuare. Sunt la București să sprijin Consiliul Județean Caraș-Severin și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut până acum. Mai dorește cineva să spună ceva? Aici. Domnul doctor Purea. Din partea AUR-ului, vă rog. Da. Bună ziua și eu felicit pe toată lumea de aici, cei care au câștigat alegerile de acum câteva zile, dar în primul rând vă mulțumesc dumneavoastră, domnule judecător, dumneavoastră, domnule prefect, pentru că, într-adevăr, alegerile, campania de aici, din Caraș-Severin, este lăudabilă din multe puncte de vedere. În primul rând, a disciplinei și a neexistenței problemelor cu care s-au lovit alte teritorii din România, alte județe. Încă o dată, mulțumiri și încă o dată felicitări pentru toată lumea de aici, din sală. Mulțumesc! Pentru domnul Nafiru, ați înțeles, șampania va fi la 1 octombrie. Și ridicăm ședința de judecat. Ședința. De judecată, da.